Senatorul PDL Ion Rușeț și deputatul UNPR Daniel Ilie Morega i-au pus gând rău directorului de la drumuri naționale, pe care îl acuză că este în urmă cu pregătirea drumurilor pentru iarnă. Morega a făcut chiar o interpelare către ministrul Anca Boagiu, căreia i-a cerut să evalueze activitatea lui Ion Dina. Anca Boagiu a răspuns la interpelare, dar nu pe placul celor doi parlamentari. Ministrul transporturilor le-a transmis acestora că numirea în funcția lui Ion Dina a fost un act de management, nu unul politic, și că evaluarea activității acestuia se va face în conformitate cu codul muncii, nu la cererea parlamentarilor. Indicatorii de performanță ai directorului Ion Dina vor fi evaluați abia anul viitor, în martie, după încheierea exercițiului financiar. Morega și Rușeț ar fi vrut înlocuirea lui Ion Dina cu fostul director, Dumitru Leuștean, pe care îl doresc candidat la primăria Novaci la alegerile de anul viitor.